Numele celui mai înalt arbore de pe pământ, a cărui vârstă poate atinge 5000 de ani, se pronunță conform 2-3, secoia sau secvoia. Da, avem un atu, pentru că profesia asta presupune foarte multă analiză psihologică. Noi, prin natura profesiei noastre, da, avem un alt fel de a citi interlocutorul. Da, noi putem să ne jucăm cu mințile celor din fața noastră. Avem această capacitate și este, este cum să zic, un exercițiu pe care îl dobândim în timp. Hai, doamnă, ce aveți? voi e rău? Nu, nu, nu mi-e rău, dar sunt impresionată. <gântă> Cred că sunt importante mesajele subliminale pe care le dăm prin tot, prin gesturi, prin acțiuni, prin priviri, prin uh, atitudine corporală. Dar ce înalt ești și eu ce mică! Cred că tot ceea ce suntem este cel mai important mijloc de comunicare, pentru că există o uh, legătură strânsă între ochi, între mâini, între picioare, între un tot unitar care comunică același lucru. Bun, să zicem că ți-e frică și vrei să comunici faptul că ți-e frică. Poți să comunici doar cu ajutorul ochilor? Sigur că da. Și există studii care arată că poți comunica uh, lucrul ăsta prin ceea ce secretă uh, corpul și prin miros. Chiar dacă eu uneori vreau să disimulez frica și să nu se vadă că mi-e frică, ochii spun asta. N-ai cum să ascunzi. Uite-te un pic la vârful degetelor. Mele? Da. da. Uite-te. Da. Ce vezi? Adică, știai că se spune vârfurile degetelor sunt ochii trupului? Nu, nu știam, dar știu că există o proiecție a noastră în în buricele degetelor probabil că dacă mi-aș propune asta și dacă aș propune ca în palmă și în vârfurile degetelor să-mi proiectez trăirile, probabil că prin exercițiu aș ajunge să pot comunica asta. Dar cred că nu poți face asta fiind luat așa de pe stradă să spui, hai, acum arată cu vârful degetului că ți-e frică. Asta nu se poate. Iar asta, doamnă! nu. În momentul când vrei să comunici, e mai important cuvântul sau mai importantă este intonația? E mai important ce vreau să-ți transmit. Păi da, da. <laughs> că mine n-ajungi la <laughs> un numitor comun. Uh, dacă alegi, de exemplu, uh, îmi place. cred că atunci întrebarea ta capătă sens și capătă valoare. Vai, vai, da, ce fericit aș fi să stau așa toată viața. Pe masă să stai? Nu, nu, nu pe masă, nu. Dacă mă întrebi la aceste două cuvinte, îmi place ce e mai important, ă, tonul pe care ți-o spun sau intenția cu care ți-o spun, atunci cred că putem ă, dezvolta mult pe tema asta. Poate să fie un îmi place pentru că așa e și îmi place, poate să fie un îmi place spus cu subînțeles care să fie exact pe dosul a ceea ce rostesc, poate să fie o formă de a-ți spune că, că reprezinți un pericol. Eu pot să-ți spun îmi place în foarte multe feluri și pot spune cu aceste două cuvinte ce vreau să-ți transmit. Mai are ceva să-mi spună. Spune. Hai că e simpatică. Am fost. Deci cum am zis? Hai că e simpatică. Um, Pădus. Concesiv. Răsura. E important să vorbim strict, corect, dar nu e important să ne bazăm exclusiv pe cuvinte pentru a transmite ceva. Trebuie să existe întotdeauna un subtext, trebuie să existe întotdeauna un plan 2. Adică trebuie să existe un gând călăuzitor care să dea sens acelor cuvinte pe care le rostim încearcă să spui vorbește corect, spunând corect, vorbește corect. Vorbește corect. Ok, o să încerc. Promit. <laughs> da, trebuie să ai imaginație ca să fii actor, dar nu asta e totul în profesia noastră.